Proiectul drumului ocolitor de la podul Iloaiei prin zona de sud a localității este de ceva timp la nivel de obținere a avizelor. Deși a fost inițiat în urmă cu mai mulți ani, încă nu a fost finalizat studiul de fezabilitate. Deși este vorba de un drum care are doar 4,3 km, investiția este de 60 de milioane de lei pentru un drum care va avea două benzi. Pentru că trece pe proprietatea unor persoane fizice, acestea vor fi despăgubite cu o sumă totală de 7 milioane de lei. La acești bani se adaugă alte 2 milioane de lei, bani alocați pentru relocarea unor rețele de utilități.